Bună ziua, dragii mei, eu sunt Diana Maria Boioglu și astăzi am să vă arăt trei aplicații de pe telefonul meu de editat poze. Prima este Photo Editor, PixArt și Snapseed. Eu am folosit-o două săptămâni pe Photo Editor, doar că am folosit varianta Pro și acum trebuie să fac upgrade și nu voi plăti. Și acum intrăm pe Snapseed. Vom apăsa aici și vom pune o poză. Eu voi pune un peisaj și una cu mine. Voi pune această poză și voi pune pe Portrait. Tools, adică să fie noapte sau așa. Noi vom lăsa așa. Și vom da din nou și vom da pe perspective. Pe perspective putem să facem așa sau așa. Noi vom pune așa. Și vom da save. Putem să dăm și mai în jos. Eu voi pune un text. Și punem acest text unde vrem noi, îl mișcăm. Dacă nu vrem, dăm pe X. Acum îi vom da rotire și dăm save după ce am rotit-o. Dăm pe drama. Acum este pe dark 2. Putem să punem pe bright 1. Noi o să lăsăm pe bright 2. Și dăm save, dăm pe tools din nou și vom pune, putem să-i punem pe gri, mai multe nuanțe de gri, dar eu nu voi pune pentru că îmi plăcea imaginea, așa, și ne-a revenit imaginea noastră originală. O să mai arăt acum pe frames. Eu poate să fie normal, adică ascuțit, cum să zic. Poate să fie așa, așa, pe 4, putem să dăm pe 5, avem 23 de moduri din care putem alege, eu voi pune pe al patrulea mod și vom da save. Acum vom da export și îi dăm save. Se salvează imaginea, se salvează în Photos. Și s-a salvat. Acum vom da pe tutoriale. Pe tutoriale vedem o poză care este pe Snapseed și s-a editat. Cu aceste aplicații putem modifica pozele care le-am făcut la început și putem să dăm luminozitatea. Dacă este prea întunecoasă, o facem mai luminoasă. Dacă este prea luminoasă, o facem mai întunecoasă. Contrastul, culorile, putem să facem să fie poza gri. O vom avea salvată foarte frumos și o vom avea salvată diferită decât celelalte, pentru că noi nu puteam face aceste poze în realitate, perfecte. Pe Android sunt alte aplicații și v-am lăsat un link în comentarii pentru cei care au Android, ca să poată să editeze și ei poze și să facă. Este o aplicație puțin mai diferită. Cu ajutorul altor aplicații puteți să editați și videouri, care le tăiați, le ajustați, le puneți efecte și după aceea va ieși un video deosebit. Eu zic să le încercați și de poze și de video. Mai întâi să încercați de poze și după aceea de video, pentru că este mult mai ușor de poze. Pupici pe data viitoare!